Dragii mei pești, bine v-am regăsit pe Aura Scop la o etalare avertisment în ceea ce privește planul iubirii. Am intitulat așa această etalare pentru că vreau să aflu pentru voi ceea ce este important ca voi să știți în planul iubirii în această săptămână și în cele care vor urma. Practic să nu fiți prinși cu garda, prinse cu garda jos în momentul în care urmează să cunoașteți pe cineva sau o persoană se reîntoarce în viața dumneavoastră sau ceea ce trebuie dumneavoastră să știți astfel încât să vă schimbați soarta în ceea ce privește planul iubirii. Și pentru acest lucru am ales 3 pachete de cărți de oracol foarte, foarte, foarte importante și clarificatoare. În acest sens am să extrag câte o carte din fiecare pachet de oracol și am să încep această etalare generală și colectivă, nu înainte de a vă ruga foarte mult să preluați doar elementele cu care rezonați. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, ci doar să vă relaxați și să vă bucurați de acest ghidaj spiritual. Ce ar trebui să știe peștii, de ce ar trebui să țină cont peștișorii în planul iubirii? Sunt foarte mulți peștișori fără dor și poate care își doresc să aibă relații sănătoase. Voi acordați o importanță extraordinară sănătății acestei relațiilor voastre, în general, sănătate emoțională, psihică, chiar și medicală. Este foarte important ca voi să fiți sănătoși și echilibrați din toate punctele de vedere. De aceea este foarte greu pentru pești să relaționeze cu persoane disfuncționale, care poate emoțional stau bine, adică pot să iubească, dar au anumite probleme. Probleme din anii copilăriei, probleme pe care nu le-au expus, nu au verbalizat, persoane închise. De exemplu, o relație fără a ține cont de acele teorii astrologice bătute în cuie. De exemplu, un cuplu pești-capricorn este nu defectuos, ci extrem de greu de dus, din cauza faptului că unii capricorni sunt destul de închiși în ei, peștii sunt mult mai, nu fi, la zic fițoși, nu fițoși, fâțoși mai bine zis, adică sunt mulți mai descurcăreți, așa, mai volubili, se descurcă în orice situație, bineînțeles, în sfârșit. Trebuie să fie cumva pe aceeași lungime de undă. Însă, ca o primă recomandare, mai mult decât un avertisment, este că anumiți pești ar putea sau au întâlnit deja persoane care din cauza unor probleme neexpuse, peștii nefiind atenți la ceea ce au vrut să comunice indirect în unele cazuri, din păcate, persoanele lor, s-a ajuns la despărțire. Adică unii pești, și nu vorbim de superficialitate în cazul peștilor, deci nu vorbim că peștii sunt superficiali, Doamne ferește, vorbim că poate prin structura lor nu au dat atenție acelor persoane. Au considerat că dacă ele sunt acolo într-un colț, sunt triste, sunt supărate, e, nu bun, dacă ești supărat, stai și nu vorbești până mâine, nu mă interesează. Iar persoana cealaltă și-ar fi dorit ca peștii să-i întrebe: măi omule, dar de ce ești supărat? Aici intervine această neînțelegere, nedescifrare. Celălalt așteaptă ca peștele să spună ceva, peștele spune nu, dacă nu vrei să vorbești, eu nu vreau să intervin, că poate ai tu pe ale tale. O să vorbim în momentul în care o să fii pregătit sau pregătită. Și, bang, acesta este un punct de vedere. Deci ar putea să fiți atenționați că dacă veți întâlni persoane de genul acesta diferite față de voi, să întrebați ce are pe suflet. Bine, dacă vă spune într-adevăr, lasă-mă că nu vreau să discut, aia este total altă treabă. Pentru că
Vă afectează relațiile, vă afectează chiar și viața. Sunt oameni, de fapt, sunt oameni. Noi suntem diferiți. Diversitatea este absolut minunată. Dacă am fi toți la fel, gândiți-vă cum ar fi să mergeți pe stradă să vedeți toate persoanele voi. Să fiți voi peste tot. Ar fi plictisitor, vă dați seama, dezamăgitor, plictisitor și, în fine. Diversitatea este esențială, dar pentru asta peștii este imperios necesar să acorde o atenție deosebită diversității, inclusiv emoționale. Pentru că unii pești s-ar putea să spună, ok, dacă nu este ca mine sau nu ține pasul cu mine, nu e cu mine. Dar poate că celălalt om săracu ar vrea să țină pasul, dar nu poate. Aici s-ar putea să fie și anumite diferențe de vârstă, de exemplu. Dorința peștilor de a face anumite lucruri, de a merge împreună în călătorii, de a rezona în anumite lucruri și celălalt nu. E foarte important pentru pești să aibă o relație în care rezonează cu persoana respectivă. Dar sunt ființe care iubesc peștii și care nu sunt pe aceeași lungime de undă. V-am încurcat? Nu cred că v-am încurcat, că știți sigur despre ce este vorba. Posibil să fie nevoie să mai lăsați puțin și dumneavoastră de la voi în ideea de a construi o relație cu persoana cu care vreți să rămâneți până la finalul vieții, dacă vreți, bineînțeles. S-a descărcat lavaliera și o să reiau. Deci spuneam că s-ar putea să pierdeți șansa, deci dacă nu sunteți foarte atenți, atente la diferențele între oameni, s-ar putea să pierdeți șansa de a vă întâlni cu sufletul vostru pereche. Sufletul vostru pereche poate că a gravitat de câteva ori în această viață în jurul vostru, dar nu ați fost nu ați fost în măsură să identificați această persoană ca fiind sufletul vostru pereche. S-ar putea ca sufletul vostru pereche să fie total altceva decât v-ați fi imaginat voi că este. Ar fi bine să fiți foarte atenți la, în primul rând, cum să zic, disfuncționalități în ideea în care persoanele care pot fi într-o relație cu voi 100% se dedică acestor relații, au anumite probleme, anumite amintiri traumatizante care nu au fost la sub, nu sunt spuse, nu sunt verbalizate. Persoana aceea le ține, dacă cunoașteți această persoană sau urmează să o cunoașteți, nu vorbește, nu ține în ea toate problemele. Dacă puteți să faceți această persoană să spună, să refuleze, să scoată din el sau din ea chestiuni din trecut, frici, traume, frica că nu va sta cu voi sau că vă pierde, că sunt persoane care fac tot felul de chestii greșite din teama să nu vă piardă. Și atunci voi considerați că a greșit, este nesănătoasă relația și puneți capăt. Nu încercați să înțelegeți persoana respectivă, motivele pentru care face, sau nu încercați să înțelegeți. Nu acordați în unele cazuri, sau poate că nu acordați în unele cazuri, suficientă atenție acelor probleme. Nu mai stau eu acum să dezgropă morții. Ar trebui să se ducă la un psiholog. Ce mă interesează pe mine, ce probleme are. Relația noastră e relația noastră. Trebuie să se alinieze, trebuie să fie pe aceeași lungime de undă, trebuie să tragem amândoi la căruță. Să înțelegeți motivele pentru care persoana respectivă greșește, sau cel puțin să stați de vorbă.
La fel spun, nu ne ducem în patologie, nu ne ducem în cazuri care țin de patologie. Că atunci nici nu are rost să dați atenție. Nu veți avea probleme nici în căsnicie, într-o căsnicie viitoare și da, este posibil, indiferent de vârstă, să aveți o oficializare a relației în continuare, pentru că aici sunt și niște felicitări. Nu veți avea probleme în ceea ce privește sănătatea unei relații, în ideea în care dacă acordați mai multă atenție celelalte persoane și intrați cumva în adâncurile minții sale, veți descoperi acolo o altă lume și punându-vă în șoșonii celelalte persoane o să vedeți că a făcut niște lucruri justificat și cu fiecare conștientizare se construiește baza solidă a acestei relații, astfel încât nu mai puneți punct la prima greșeală pe care o face cealaltă ființă. Nu vă spun că vor fi multiple detalii în relație de care o să, sau este posibil să vă împiedicați, dar știind aceste informații, clar le puteți depăși, vă puteți fofila printre capeștii, așa, printre aceste detalii care nu or să mai facă diferența. Dacă au făcut până acum diferența asta, dar nu o să mai facă diferența pentru că deja știți să ocoliți aceste probleme, ca relația să aibă viitor și să fie până la capăt. Vă veți confrunta de-a lungul vieții și în căsnicie și în relații cu astfel de probleme. Dar veți ști să le surmontați cu voioșie. Există în destinul vostru, a peștilor în general, aceste fluctuații, cavalurile. Odată așa, odată așa, odată așa, odată așa. Ceea ce este foarte bine de și recomandat potrivit, repet, acestor mesaje, nu potrivit mie, la fiecare val, deci când vă lovește, când vă lovește valul, când vă lovește greșeala în relație, eu știu, vorbe, etc., etc., sau partea aceea mai puțin plăcută a unei relații, încercați potrivit, repet, aceste etalări, să vă fixați un țel și să conștientizați că este ciclic. Ciclic cu finalitate pozitivă. Suntem așa, vom fi bine. Hai să vedem ce n-a mers. Să fiți psihologii propriilor voștri parteneri, propriilor voastre relații. Să vă psihanalizați voi pe voi. Doamne, exact aceleași cărți au căzut, dar nu mai știu de ce îmi pare că nu... Dacă dați, dar nu... Aceleași cărți. Întâlnirea sufletului pereche. Nu la voi am zis? Sau la voi am zis, nu? Cu faptul că gravitează sufletul pereche de jur împrejurul vostru, însă nu ați identificat această persoană sau nu ați considerat că este sufletul vostru pereche, pentru că viziunea voastră sau ceea ce ați gândit voi de sufletul pereche este total altfel decât ce este cu adevărat sufletul vostru pereche. Și din cauza faptului că poate a avut anumite probleme, ați considerat că relația nu este sănătoasă, v-ați desprins sau ați hotărât să nu duceți această relație la bun sfârșit. Ceea ce este îmbucurător este că mai aveți această șansă, pentru că urmează să intrați într-o... era și o carte, al treilea val. Urmează ciclicitatea aceea de care vorbeam și veți fi din nou deasupra valului, asta însemnând că veți fi deasupra tuturor problemelor care se vor risca într-o relație cosnicie sau veți putea să fiți sau chiar sunteți. Pentru că aveți o perioadă înfloritoare care se va duce cel puțin până luna 9, luna septembrie, se termină cu oficializarea unei relații, revenirea într-o căsnicie, nașterea unui copil,
o căsătorie. Totul se întâmplă la 9 luni. Da? Renaștere, naștere, renaștere. Sub septembrie, posibil să fie o lună în care, într-adevăr, lucrurile se stabilizează în această relație. Sau din luna nouă, dacă deja relația vă merge și este ok, să fie o schimbare absolut minunată, esențială. Ce anunță o oficializare a unei relații, poate să fie copilul vostru, băiatul vostru, nu știu de ce am eu cu băiatul vostru, bunețel cu ochii închiși la culoare, sau întâlnirea sufletului pereche care este mai tânăr decât voi. Sau există acea diferență de vârstă. Deci dacă înțelegeți diferențele între voi și persoana respectivă și înțelegeți că sunteți diferiți, înțelegeți conceptul de diversitate, atunci aveți parte de schimbarea benefică a destinului vostru. Zilele vă vor fi umplute cu plăcere, visele vă vor deveni realitate, relația se va întâmpla mai repede, sau viitoarea relație, sau, mă rog, relația pe care o doriți se va întâmpla mult mai repede. Sunteți încurajați de Univers să dați atenție aceste, sau să aveți atenție la diversitate. Păi tot vorbeam de sufletul perechi, haideți să vedem. Ce mesaj final avem pentru pești din partea sufletului pereche sau să vedem ce încearcă Universul să vă retransmită, nu, să vă retransmită, da, să vă transmită, ba da, să vă retransmită, pentru că aici avem o reluare a conversațiilor, over and over. Sau s-ar putea ca în urma acestei etalări să vă gândiți și să repetați în cap filmul iubirii voastre, planul iubirii din tinerețe până acum și să vă dați seama sau să conștientizați, să aveți niște revelații conform cărora conștientizați neatenția voastră la diversitate. Există și revenirea unei persoane din trecut. Să conversați. Sau mai există posibilitatea ca într-o relație, dacă ați avut o relație în trecut, există posibilitatea ca persoana aceea să vă fi făcut atentă, să vă fi trimis niște semnale cum că ori relația nu merge, ori relația scârție, ori voi nu sunteți atenți, atente la ei sau la ele și voi ați considerat că stai puțin, ce mă bate la cap sau de ce ar trebui să fiu eu atent, atentă în această relație? Oare mi se atribuie o vină sau mi se atribuie vina eșecului relației și în felul acesta întrerupem orice relație? Și să vă fi și spus verbal. În cazul nedespărțiți, am atras atenția de nenumărate ori că relația nu mai scârțea, tu n-ai fost atentă sau atent. Pentru că tu ai considerat că relația nu mai merge, este nesănătoasă și decât să stăm într-o relație nesănătoasă, mai bine plecăm, divorțăm, plecăm, părăsim, etc. Dragii mei, cam atât în ceea ce privește această etalare de atenționare cu recomandări în iubire. În zilele ce vor urma, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și pentru faptul că sunteți extrem de înțelegători în momentul în care intervin niște probleme tehnice, cum a fost această problemă tehnică cu lavalira descărcată. Eu am încărcat-o full, însă am făcut toate aceste etalări într-o singură zi și așa n-am mai putut să țină. Și dacă tot am intrat așa în aceste mesaje, nu puteam să. În sfârșit, nu puteam să fac așa de pe o zi pe alta, că pierdeam esența. Ține 2 ore, la mine deja cred că a ținut vreo 3 ore la valiera asta. Am încercat să vorbesc mai tare. S-ar putea să umplu un pic la volum, editând această. Sper să am timp să editez pentru voi peștii cu volumul un pic mai tare. Vă pup, vă iubesc, aveți parte de o săptămână absolut minunată, cu bune, cu fapte bune, cu sănătate și cu dorințe împlinite. Pa, pa!